Procedura de extradare este de competență autorităților judiciare, a transmis ministrul justiției Tudorel Toader după ce europarlamentarul Cristian Preda i-a solicitat să oprească extradarea jurnalistului turc Camil Demircaia, angajat al publicației Zaman România. Cristian Preda îmi cere să opresc procedura de extradare a unui jurnalist turc. În condițiile legii, procedura extradare este de competența organelor judiciare. Autorul solicitării nu cunoaște acest aspect elementar? Nu cred că autorul solicitării îmi cere să încalc independența autorității judiciare. Nu cred că autorul citări are cunoștință de cazuri în care ministrul justiției a stopat proceduri judiciare, a scris Toader pe rețeaua de socializare. Potrivit jurnaliștilor de la Zaman România, jurnalistul Camil de a fost ridicat miercuri dimineață de acasă în baza unui mandat de extradare emis la ordinul președintelui turc Erdogan. El a fost audiat de parchetul Curții de Apel București. De conduce redacția bucureșteană a ziarului Zaman, care critică regimul de la Istanbul. Europarlamentarul Cristian Preda a cerut Ministerului Justiției să oprească procedura de extradare în în cazul ziaristului turc. Autoritățile române sunt ținute de angajamentele internaționale pe care și le-au luat să nu extradeze cetățeni către țări unde drepturile omului sunt în pericol. Ori Turcia e acum o asemenea țară. Dacă guvernul Dăncilă face așa ceva, se descalifică de tot în Uniunea Europeană. Nu există stat membru care să fi răspuns solicitărilor sultanului de la Istanbul, a scris Cristian Preda pe Facebook. Curtea de apel București a amânat pentru data de 14 decembrie decizia în cazul cererii autorităților turce de a jurnalistului. Până atunci vor fi traduse din limba turcă mai multe documente necesare dosarului.